Haideți să deschidem în Evanghelia după Marcu, în capitolul 3, să citim de la primul verset. Evanghelia după Marcu, din capitolul 3. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis, este îngăduit să în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor, a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. Iisus s-a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan și din prejurul Tirului și Sidonului. Când a auzit tot ce făcea, a venit la el. Iisus a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o corăbioară ca să nu fie îmbulzit de norod, căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar el le poruncea îndată cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut. Până aici. Este, parcă în viața Domnului Iisus, un tipar. De câte ori vorbește, el, de câte ori a vorbit pe pământul acesta, el a spus adevărul și n-a mințit niciodată. Dar cu toate că spunea adevărul și cu toate că dorea binele celor cărora le vorbea, oamenii, mulți dintre cei care l-ascultau, îl urau și voiau să scape de el. L-au dat afară și l-au împins pe sprânceana muntelui după ce a vorbit în sinagoga din Nazaret și vreau să scape de el, pentru că a îndrăznit să spună adevărul despre Dumnezeu care iubește nu doar pe cei din poporul Israel, ci pe toți oamenii. Și au încercat oamenii să scape de el, să îi ia viața. Am citit aici că după ce face minunea aceea, în loc să-i mulțumească Domnul Iisus că a eliberat un om care era bolnav, ei își fac planuri, probabil undeva în spate, în sinagogă, și se gândesc cum să-l omoare, cum să scape de el. Și nu se bucură că au avut ocazia să-l asculte și să-l vadă lucrând pe Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus întotdeauna nu s-a oprit atunci când oamenii l-au vorbit de rău, când i-au dorit moartea, ci a continuat. E o expresie în Evanghelia după Matei și pe urmă repetată și în Evanghelia după Marcu, el a mers mai departe. Domnul Iisus nu s-a oprit. Vedeți, de multe ori când cineva îți vrea rău și parcă pe tot ce îi face nu e bine și tot ce încerci să faci și oricât efort ai depune, îți spune nu e bine, e greșit, e rău ce ai făcut. Parcă ce îți dorește să te oprești și nu mai fac nimic, mai bine stau și nu mai vorbesc, nu mai zic nimic. Tot ce fac e greșit, oare chiar așa e? Domnul Iisus nu se oprește. El merge mai departe, pentru că planul lui, scopul pentru care venise în lumea aceasta era să se apropie de oameni și pe urmă să meargă, traseul lui era către Golgota și acolo să-și dea viața pentru toți oamenii. El mergea către Golgota și nu s-a oprit. Nu s-a oprit nici când Petru i-a propus să rămână acolo pe munte cu Ilie și cu Moise și era bine acolo, dar Domnul Iisus a coborât de pe munte pentru că trebuia să meargă la Golgota, era planul lui. El a mers mai departe. Aș vrea să vedem împreună dacă se poate în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, de la versetul 18, să citim pasajul acesta. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care arunca o mrajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată i-au lăsat mrejile și au mers după el.
De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care era într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și șcârpeau mejile și i-a chemat. Și îndată i-au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Domnul Iisus nu s-a oprit la primii doi ucenici, la Andrei și la Petru, și să spună, am doi ucenici, e suficient. Nu, a mers mai departe, mai erau și alții pe care voia să ia împreună cu el în lucrarea lui. Și am mers mai departe. Mai este tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 9, după vindecarea aceea slăbănogului, acolo în casă, când cei care l-au adus au spart plafonul acela al casei și l-au coborât pe omul acela care nu se putea mișca singur. Erau unii cărturari care au, atunci când Domnul Iisus îi spune, păcatele sunt iertate, îndrăznește, atunci oamenii aceia s-au gândit, cine este acesta de iartă păcatele? Și Domnul Iisus nu se oprește acolo, El știa ce gândesc oamenii aceia și ar fi putut să spună, nu mai fac nicio vindecare dacă nu credeți că sunt Fiul lui Dumnezeu. Nu, nu se oprește și îl vindecă pe omul acela. Și pe urmă, tot în capitolul 9, scrie Matei, de acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis, vină după mine. Și Matei vine și devine unul dintre ucenicii Domnului Iisus. Spun lucrurile acestea pentru că mă gândesc că în sfârșit de an, poate multe dintre lucrurile pe care ați dori să le faceți anul acesta n-au ieșit așa cum vă doreați. Poate e un coleg de serviciu căruia i-ați spus despre Domnul Iisus și i-a spus odată și i-a spus de mai multe ori. Poate un vecin sau cineva apropiat. Poate vă rugați pentru cineva și i-ați spus și i-ați spus și parcă mereu e aceeași barieră care se pune și nu vrea să asculte. E îndemnul acesta al cuvântului lui Dumnezeu și al vieții Domnului Iisus de a merge mai departe, de a nu ne opri atunci când apar problemele și atunci când apare împotrivirea. Este Domnul Iisus Cel care nu se oprește atunci când e împotrivire și merge mai departe și se apropie de oameni, chiar dacă erau unii care îl urau și doreau să-l omoare. Este în istoria misiunilor exemplul acela al lui William Carey, un cârpaș de încălțăminte din Marea Britanie, un om care nu știa să facă încălțăminte singur, ci repara încălțăminte altora stricată, a auzit cuvântul lui Dumnezeu și s-a pocăit și a primit îndemnul acela de a merge să spună altora despre Domnul Iisus, unora care n-au auzit niciodată despre Domnul Iisus. Și avea acolo în atelierul lui, unde repara pantofii, o hartă cu teritoriile unde Evanghelia nu ajunsese niciodată. Și se uita și se ruga pentru oamenii aceia și a avut îndemnul acesta și a mers la organizația aceea misionară care trimitea oameni de acolo și le-a spus despre planul lui. Dar nu era un om învățat și vorbea greu și făcea greșeli mari de gramatică și atunci când oamenii aceia l-au ascultat cum vorbea, au spus, el le vorbea cu patos și cu focul acela pe care Domnul îl pusese în inima lui și era dragostea aceea de a duce mai departe cuvântul lui Dumnezeu și de a-i ajuta și pe alții să aibă parte de lumină și de binecuvântarea aceasta mare de a-L avea pe Domnul Iisus ca Domn. Și el le spune despre oamenii aceia care trebuie să audă și că a primit din partea Domnului îndemnul să meargă. Și oamenii aceia îl ascultă și zâmbesc. Omul ăsta nu vorbește bine limba engleză, de ce crede că se duce acolo și o să învețe limba oamenilor ălora? Și spun, știi ceva, dacă Dumnezeu vrea să îi evanghelizeze pe oamenii aceia, o va face și fără tine. Tu stai acasă și vezi ce faci. Și omul acesta, care nu era un om înțelept din punct de vedere al lumii, cel puțin nu avusese parte de școlarizare și nu avusese parte de multă carte, așa cum spun oamenii, dar era în el îndemnul acela al Domnului de a merge și a spune. Și el s-a rugat și a găsit pe patru prieteni care să se roage împreună cu el și a plecat. Și acolo Dumnezeu a lucrat și el a putut să traducă Biblia și a luminat pe mulți și a apropiat de Domnul Iisus. Pentru că nu s-a oprit la bariere și la lucrurile care n-au mers bine și ar putut să spună, dacă oamenii aceștia îmi spun să nu merg, poate ar fi mai bine să nu merg și să stau acasă și asta e. Dar el a primit îndemnul de la Domnul și Domnul l-a ajutat în continuare și a mers mai departe și a avut parte de binecuvântarea lui pentru că a fost
din partea Domnului îndemnul. Spunea cineva că în Biblie sunt doar două zile. E ziua astăzi și e îndemnul acela astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inima. Și mai este și ziua aceea despre care vorbește Apostolul Pavel în a doua Timotei. Ziua aceea în care Domnul va da răsplata. Poate mulți dintre noi am avut ziua aceea astăzi în care să auzim glasul Domnului și să nu ne împietrim inima, să ne pocăim, să ne cerem iertare pentru păcate. Dar până la ziua aceea, fiecare dintre noi avem ceva de făcut. E îndemnul, și am văzut puțin din viața Domnului Iisus, de a merge mai departe, chiar dacă au fost bariere și chiar dacă oamenii l-au urât. Și asta le arată și ucenicilor că e de făcut. Le spune să rămână în Ierusalim până primesc putere de sus și pe urmă să meargă să-L vestească, să vestească Evanghelia întâi în Ierusalim, urmă mai departe în Iudeea, mai departe în Samaria și până la marginile pământului. Și au ascultat și au mers și au propovăduit Evanghelia. Poate că nu suntem chemați să mergem la marginile pământului, dar spunea cineva, marginile pământului vin către noi și în țara noastră sunt oameni care vin din zone unde nici măcar nu îndrăzneau oamenii să creadă că poate să fie o misiune creștină, pentru că sunt războaie și atrocități în adevăratul sens al cuvântului și vin aici, la noi în țară, și învață limba română și nici măcar nu trebuie să mai mergem noi să învățăm cine știe ce limbă greu de învățat. Trebuie doar să mergem și să le vorbim despre Domnul Iisus. Dar asta înseamnă să mergem mai departe de confortul nostru, mai departe de zona noastră liniștită și de activitățile noastre obișnuite. Să mergem și să-L vestim pe Domnul Iisus. Nu știu ce v-ați propus să faceți pentru anul care vine, dar aș vrea ca fiecare dintre noi să ne propunem să Îl vestim pe Domnul Iisus acolo unde suntem. Și atunci când El este vestit, să mergem și mai departe și să le spunem și altora și cât mai mult să-L cunoască pe El, pentru că El merită să primească laudă și merită să primească răsplată pentru suferințele pe care le-a purtat pentru noi. Amin. Amin.